pentru că luna lui Mărțișor se apropie cu pași repezi, autoritățile locale ale municipiului Zalău au stabilit din timp care vor fi zonele în care comercianții își vor putea vinde anul acesta produsele specifice zilelor de 1 și 8 martie. Manuela Ghiuruțan, purtătorul de cuvânt al primăriei Zalău, a declarat că până la această dată au solicitat spațiu pentru comercializare de mărțișoare 23 de comercianți, majoritatea dintre aceștia solicitând mai multe spații în diferite zone ale orașului. Perioada de vânzare a mărțișoarelor pe domeniul public este aprobată din data de 22 februarie până în data de 1 martie 2013. Zonele aprobate de municipalitate pentru vânzarea produselor specifice de mărțișor sunt Zona Perla, stația de autobuz din Zona Perla, în centru, în apropiere de școala Iuliu Maniu, pe strada Simion Bărnuțiu, zona blocului A4, precum și zona Brădet. De asemenea, zălăoanii care vor să cumpere mărțișoare vor putea face acest lucru și din stația de autobuz de la Astralis, din fața Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, din stația de autobuz de la Uscaznic, precum și din piața 1 decembrie 1918 de pe platoul central. În ceea ce privește chiria pe care comercianții vor trebui să o scoată din buzunar pentru spațiile închiriate, reprezentanții primăriei Zalău au precizat că aceasta este stabilită printr-o hotărâre a Consiliului Local și că tarifele de închiriere diferă de la o zonă la alta.